Vreau să vă arăt aici un caval cel puțin interesant. Are pe el sculptat un șarpe bine așa încolăcit. Acest simbol arhetipal și totalizator în același timp prinde pasărea care stă în pomul vieții sau pomul cunoașterii binelui și răului. Căci simbolul șarpelui e simbol de protecție și de înțelepciune. Mai mult istețimea asta care o are poporul român, nu înțelepciunea academică. Istețimea asta să se descurce în viață, să dea să fie bine. Cea punct în cerc, semicerc. Da, e lupta asta între trup și suflet, yin și yang. Vrem să fim liberi, să zburăm, dar trebuie să cărăm după noi trupul. Șarpele ăsta. De-aia, alt simbol foarte vechi, șarpele cu pene. Șarpele înaripat. În cazul ăsta, acest simbol, șarpele și pasărea asta se transformă prin muzică. Deci șarpele înaripat devine prin muzica produsă de caval. Da. Același simbol se găsește pe acest fluier din marginimea Sibiului, lemn de prun. Asta e lemn de soc, mulți zice cu foc. Uite, chiar simbolul solar, punct în cerc, romb, aici simbolul solar. Și dacii aveau cultul soarelui. Ciobanii își scriau aici numele mândruții și atunci când cântau la el, erau cu ea. Da, sunt foarte vechi simbolurile astea. Pe același lucru, pe bâta asta de lemn de alun, se pune aici o sârmă și vă dați seama, în 2-3 ani trebuia să crească tot simbolul șarpelui. Și mai nou, tot pe caval. Caval făcut de Sava. Șarpele încolăcit. Poate fi interpretat și ca pasărea Fenix, care renaște din cenușă, sau ciobanul din Miorița, care își acceptă soarta, știe că suntem muritori și nu e nimic veșnic pe lumea asta, decât muzica, arta. Ce luăm cu noi dincolo?